Hey, we. Fondatore dell'AIC. Disse ai suoi seguaci. Concentrarsi al solo scopo di perfezionare le tecniche non bastava. Era necessario che essi riconoscessero la propria missione nel mondo e che lottassero per adempierla. Egli, infatti, non si concentrava solo sulle arti marziali, ma anche su una profonda meditazione filosofica. Con l'Aikido, egli cercava un modo per portare a compimento la propria missione personale, in pieno accordo con le leggi della natura. Dopo la morte del fondatore dell'Aikido, avvenuta nel 1969, uno dei leader tra i suoi seguaci, Morikiro Saito, si prese cura del dojo di Iwama e si dedicò anima e corpo all'insegnamento. Qui gli allievi professano la loro dedizione all'Aikido. Ueshiba venne in contatto con il jiu-jitsu della scuola d'Aito nel 1911. Questo particolare tipo di jiu-jitsu impiega tecniche violente per atterrare l'avversario e rompergli il collo o un braccio con torsioni rovesciate. Ueshiba, però, decise che le tecniche che permettevano di sopraffare l'avversario dovessero essere enfatizzate e quelle che provocavano lesioni dovessero essere proibite. Questo avrebbe fatto capire all'avversario che il solo uso della forza fisica non aveva senso. Si creò così un nuovo tipo di arte marziale. Sta fino. Thank you.
Deci nu așa, da? Da? Deci asta e pe mine să-și revin în poliție de atac și să mă atace din nou. Da? Da, ce aici? Lângă el, da? Lângă el. Da? Da? Păi. Da? Lângă el. Nu recunosc. Dacă mă lovește, da? Deci între noi trebuie să fie o unitate de mișcare, da? Să ne armonizăm. De aia spune Aikido. Ai armonie, da? Da? Deci... Da? Trebuie să mă armonizez, că indiferent ce se întâmplă, cum lovești pe el, da? Trebuie să mă armonizez, da? Da? Trebuie să mă armonizez cu spatele lui. Nu să fiu un contratimp cu el, dar nu trebuie să-l blochez. Da? Trebuie să las să se descarce în afara mea. Da? Să mă armonizez ca energia lui să o poată ieși în afara mea, da? Să ajung la sfera mea de apărare și eu să pot după aia îndrepta împotriva lui, da? Ca aici, da? Deci, da? Hai, s-o venit, stai să aici. Tot timpul este în afară, da? Da? Tot timpul este în afară, da? Hai! Da? Deci această mișcare, acest mod de a scoate lucruri în afară, este foarte util la atacurile de sarcină, da? În care, cred că lumea are nevoie de o mică distanță potrivită pentru atac, da? Da? Urmează al doilea lucru, da? 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 Deci nu mă poate lovi aici, nimic dacă mă depărtesc, acum da. Da? Hai. Stabil, fratele. Deci, de acolo câte 4, mai ok, Nicoaș, hai! Lasă-mă, lasă-mă! Sincronizați-vă! O să fie la interior, ca la interiorul acestei sfere, să mă pot dedica în întreaga mea capacitate de luptă, da? Da? Deci... Da? Gata să explodez, da? Deci e foarte important, da? E foarte important. Trebuie să aterizezi, da? Ca și cum aș fi împit acolo, da? Da? Bun. Ușirea ochiului, da? Ia și un lucru. Căderea pe spate, da? Căderea. Și încă, și încă.
Mai zi, oi. Bine. Ușile o chimie peste obstacol, da? Poate mă se află un obstacol, da? Da? Mă zic în picioare, da? Într-un procedeu, da? El arunc foarte sec, foarte dur, da? El nu mai simt să cadă elastic, da? Așa, chiar. Asta e minoră că ar putea să cadă așa. Dar nu poate, da? Și atunci el va trebui să adapteze contactul cu solul, da? Printr-o metodă mai puțin elastică, da? Totuși care să-i salveze, da? Ceea ce are important, nu? Spatele, capul, da? Sigur, sacrificându-și în ghilimele mâna, da? Ea va fi cea care va lua contact cu solul. Deci, știi, da? 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 Dacă nu s-ar fi, n-ar fi descărcat ideea greutate în lovitura aia cu o fracțiune de secundă înainte, corpul i s-ar fi zidit de saltea, nu mâna, da? Ultima cădere care facem în seara aceasta este o cădere pe spate, dar fără să mă uit, da? Deci. Da? Hai. Ia cu Hamid, toată lumea, da? Mele drepte cu mâna lui dreapta. Aici am mis în armonie, da? 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 Deci preiau mișcarea partenerului, da? L-am dezechilibrat, am intrat în dar... Da? Da? Sau chiar dacă nu o preiau, da? Intru, da? Da? Deci el nu are de ce să se lege, da? Deci... O formă... Da? Deci eu nu mă opun niciodată, nu fac, nu încep să fac treaba asta, da? I-am prins mâna aici, da? De obicei, acest atac este cuplat cu un alt atac, altcuiva. Da? Dacă este un atac de poliție, da? L-am prins de mână pentru că vine unul ca să dea un pumn, da? Sau să-l apuce de gât, da? Sau dacă nu este un atac de poziție, de stat, da? Este un atac în care... Da? Intenționez, da? Să-l blochez cumva, da? Aceasta este prima pasă, da? Asta e prima pasă, da? Deci atacul nu este un atac de semn politicos. Pentru că o strângere de mână politicoasă nimeni n-ar trebui să apere. Face bine, faci toată ziua de domnile, nu? Deci e vorba de un atac, da? Trebuie să ai un caracter violent. Violent în bine mele, nu se trebuie foarte puternic sau foarte rapid. Și cu intenții agresive, da? Păi deci dacă atacul este prin împingere, da? Da? Las și se scurge, da? L-am dezechilibrat. Asta e această poziție în care îl blochezi, dar e blocat, uite. Da? Da? Mișcarea de desfășit este că eu înaintez, în timp ce mâna mea îl duce în jos, da? Deci el va gădea că rezultanta acestui cuplu de forțe, dar este diagonală, da? Dacă mă trage, da? Mă las tras. Să mă ajuns din nou aici, da? Deci, dacă nici nu mă trage, nici nu mă împinge, da? Da? Îmi fac loc, da? Să trebuie să deschide această poartă care este mâna lui, da? Trebuie să iei între această poartă ca să-l întorci, da? Și acum îl pot controla, da? 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 Hai, să-mi nu puteți
construi nimic. În IT tot ai să faci experiment formidabil de important. Pentru că el îmi permite, da? Să scot atacul în afara mea. În afara mea, da? Și apoi să-l ajut, da? Să cadă, să-l fixez, da? Deci, eu niciodată nu mă voi opune, da? Tu știi, da? Da? Nu o să vezi chestia asta în IT niciodată, da? Pentru că s-ar putea să vă zic că putem să fac chestia asta. Dacă e unul zdravă, nu scuze, ce-am făcut, ce-am făcut, ce-am făcut, dacă e zdravă, dar trebuie să se ducă acolo, da? 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 El tot ce a făcut, a făcut pentru că a fost dezechilibrat și de toată energia lui a ieșit în gol, da? În vid. Adică mișcarea aceasta scăpare în gol, l-a tras. Lovitura lui, el trage totdeauna după ea. Da? Și eu. Tehnica în acel este să fac ca totdeauna loviturile lui să iasă în afară și să-l tragă după el. Sigur, este greu. Este greu. Da? Este greu, dar luat în bătare acest principiu, da? Nu mai contează cine te atacă, cât de mare, cât de puternic, cât de fioros, cât de violente, da? Nu mai contează. Deci, poate să fie și o locomotivă să mă luăm, da? Nu? Stai să apache și o las să treacă pe lângă mine, da? Locomotiva mai are și alte nume. Deci, revenind la această treabă, da? La această fiind, da? 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 Uitați-vă! Deci, atacul lui, da? Așa? L-am obligat să atacă în un pas. În acest moment în care el a fost dezechilibrat, da? Asta a fost problema lui principal. Cum să-și revine? Nu mai avut timp de vină. În acest moment, eu am folosit ce se face să-ți folosesc, da? Când s-a dezechilibrat, am intrat, da? Uite, da? Când și-a revenit echilibrat, era deja în capcană, da? Era blocat. Da? Sau când mă trase, da? Da, uite, a dezechilibrat, când și-a revenit, i-a târziu. Este foarte important acest lucru. Tot timpul este vorba de tai sabachi. Tai sabachi. Da? Intră, trage. Hai, tovrăge, da? Ia! Cu cât trage mai tare, cât îți doare mai tare. Că nu fac nimic decât că, da? Îi liniștesc, care la rândul ei, tot care lui porn, poate pe linie pe care trebuie să meargă, sigur, ca să-mi potolesc, la altă mult, nu se potolește, da? 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 Nu pot uita. Dacă mă trage, da? Da? Mă împinge, da? Da? Mă ia două mâini, da? Hai, poate. Ca un două mâini de mână, da? Da? Sigur, pare foarte ușor. Dar acest foarte ușor este pentru că sunt sute și mii de ore de muncă, da? Corpul meu a învățat automat cum se duce, da? Să se opune cât mai puțin și să obțin un efect cât mai mare, da? 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 Primul m-a dus într-o poziție favorabilă mie. Da? Da? Fără niciun fel de efort, pentru că mă mișc unde trebuie, da? Și o jumătate. Da? Fără niciun. Hoi! Păi ce te mai? Te măsură ce învățăm. Deci, pentru că am făcut aici oarecare tentă de răutate, da? L-am adus, îl și izbesc jos. Nu trebuie să-l izbesc, pentru că nu asta este important, da? Să-i arăt că, uite, sunt puternic. Bine, altul și imaginea de amândoi și ne-a terminat. Nu asta e important. Important, da? Să poți să faci învăț cu CV-ul, da? Să nu-i fac niciun rău partenerului care, la rândul lui, se poate să învețe procedeul datorită mie. După ce îl fac acest procedeu de mii de ori, da? Sigur că pot ridica nivelul. El se opune, atacă mai repede, mai cu forță, da? Dar la rândul trebuie să facă asta. Nu este un concurs aici. Nu avem de ce concura, adică nu sunt concurs. Fiecare ritmul lui și învață în pasul lui, nu, altă nu se poate, nu sunt cursuri intensive de aici. Deci vreau foarte mult, ajutați-vă, colaborați și ajutați-vă unii pe alții. Nu are ce să se întâmple, da? Hai, mai ales băieții care sunt mai curioși și așa mai.
Deci, o legătură moare de voi, da? Dacă legătura e moare, dar de ce fac eu așa că ea nu știe, da? 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 O legătură fermă, da? Uite, da? Da? Dacă centura între noi este așa, da? Eu pot să trag numai cât vreau, da? Că n-am cum să dezintegrez, da? Da? Acum. Da? Așa e și aici, da? Legătura de noi trebuie să fie fermă, da? Dacă nu este fermă, trebuie să fac eu viață fermă, da? Întinzându-i dreapta, astfel încât el să pot să-mi controlez tot timpul ce face, da? Să pot să transmit intențiile mele, da? Da? De a se mișca, da? Prin cap, da? Sau prin braț, sau prin loc. Depinde de procedeu. Fără asta nu se poate. Da? Nu se poate o legătură ca o scoală care atâta. N-ai ce să te comunica prin ea. Trebuie să fie întinsă, da? Orice mișcare a mea sau a lui, da? Să o simtă celălalt. Da? Ia! Da? Ați văzut ce este de reacționat? Pentru că legătura de noi era fermă, a fost fermă, da? Da? Și a cădea ușor pe spate, da? Și facem treaba asta de nenumerate ori, da? 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 Sabia, da? Mișcarea principii, da? 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 Mișcarea aici, da? Nu este o mișcare așa, nu este o mișcare așa, da? Când mișcarea este, chiar cum aș folii cu sabia, da? Întâi mai ușor, pentru că de aici el se întoarce acum și iese, da? 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 Pentru că dacă nu, este corina, da? Aici este trebuie acum atunci și așa revin și îți dă seama că e în capcană, poate să se opună, pentru că nu mai poate, da? Da? Este într-o poziție care nu-i permite acest lux. Ușurile atunante cu mai multe, da? O împingi pe un alt timp, da? Eu însă nu adopt niciodată această soluție. Dar pentru că e tocat de această energie, îl împing aici, nu? Da? Deci, orice des, da? Da? În momentul acesta, eu conduc dansul, da? Sunt în spatele lui, da? Deci, o poziție dezechilibrată, e suficientă. Thank you.
ușoară, elastică. Trebuie să revin în picioare, da? Hai. Ce, poate să nu pune mâine. Cantate de Rio Tetori, da? Procedeul pe care l-am învățat data trecută și Honage, da? Din cantate Tori Ai Hambi, o să facem acum din toate prinderile, una după alta, ca să vedeți despre ce este vorba, și după aia vom relua cu atacul cantate Tori Ai Hambi. Deci, și Honage, cantate Tori Ai Hambi. Honage cantate Rio Tetori. Direct. Și Honage Rio Tetori. Da? Forța lui, da? Da? Mișcarea trebuie să fie continuă, da? Nu pot face așa, da? Și apoi așa. Nu e bine. Da? Mișcarea este continuă. Da? Riote. Continuă. Riote. Da? L-am luat. Blocați cu două mâini, blocați cu o singură mână. Thank you.
Am ajuns aici, da? Da? Deci am simplu, da? Piciorul să fie dus. Da? Piciorul drept înainte. Nu! Piciorul drept înainte. Dreptul. Târziu. Una, da? Uite la picioare. Intră, dreptul. Ai văzut? Te-și întorci momentul. Când ai spus, nu ai văzut, te-și întorci. Vine sus după mână. Ce fac, da? Care se va fi? Lucrați. Care se va fi? Intrați. Care se va fi? Intrați. Deci nu este așa. Este, uite, da? Da? Acum, dacă am trecut de el, e ușor, da? Dacă n-am trecut de el, se poate să nu trec de el, nu știu de trec de el, da? 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 N-am decât să cobor. Da? Nu se mai poate opune. Da? Una. Aici, da? Nu e voie să risipesc. Pentru că vârful bastonului este cel care face mișcarea, da? Deci uite-l, da? Către el! Nu te ferește, intră. Da? Deci, el trebuie să vadă din mișcarea bastonului un pericol ca să
Îi facă treaba asta, ca să trimite mie să intru, da? Da? Ești greu! Da? Este ceea ce făceam aici, da? Asta-i greșit, da? Spuneți-mi... Imediat, da? Deci sunt în aceeași situație ca și altă, în momentul ăsta. Deci eliberez bastonul, da? Deci... Ne așteptăm amândoi, da? Eliberez bastonul și vine Nirminaghe, da? Nirminaghe-i mea. L-am dezechilibrat, da? Deci este foarte importantă această mișcare, da? Deci încep, da? Intrat, da? Sus! Uitați-vă puțin, capul are un rol foarte important la Shikonage din atacul Munetori. Da? Deci, da? Capul face o mișcare de rotație ca un șurub. Da! Capul face. De asta, capul se duce lângă mână aici, da? Uite. Da? Deci aici, da? Am nevoie ca partenerul meu să-și împingă mâna în kimono, pentru că îi se blochează mâna, da? Deci eu nu o să fac așa, da? Nu o să fac așa să nu se prindă. Eu vreau să mă prindă, da? Vreau să mă prindă, da? Așa. E foarte important să-și împingă mâna în kimono meu, în haina mea. Da? Nu fac ca la alte partenerii în care eu evit chestia asta, da? Deci fac așa. Nu! Eu vreau ca ea să-și prindă mâna în kimono. Da? Da? Mâna e blocată, da? Deci, pozitiv, pe fața lui. Mâna e blocată. Negativ, când o fac. Nu! Da? Simplu. Hai. Așa, acum pui mâna. Corect. Hai. Thank you.
Vedeți, auzit o mie de variante, că aș rămas trimită. Îmi pare un gram de carnă, trebuie să le luăm. Mai înveți de ce asta. Deci, domnule, asta nu-i Tai Savatthi. Asta nu-i Tai Savatthi. Da? Tai Savatthi este mișcarea, da? De ieșire din calea atacului, care aduce pe partele într-o stare de dezechilibru maxim. Uite-l! Dai să văd. Așa nu pot. Nu pot așa. Vă rog. Bun. Presupunând că nu am o poziție bună pentru și Honaghe din atacul mânetorii, da? Da? Aici? Și eu sunt dezechilibrat, da? E dacă se vine și faci un pas cu ceva, mă dă jos, uite. M-ai văzut? Sunt dezechilibrat. Da? Uite, da? Acum n-ai cum să-ți revine, uite. N-ai cum să-ți revine. N-are cum, da? 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 Sau dacă nu fac treaba asta, da? Da? Ne fac lui dezavantaj, da? Da? Deci, da? Tine, mă! Da? 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 Deci, asta, da? Asta, tine aici de masă, da? Da? Uai! Deci, orice mișcare, indiferent că e înăuntru sau e în afară, da? Da? Deci, ori așa, da? Ora așa. Da? Ține avantajul meu. Pentru că partea lui slabă este brațul și faptul că este înclinat, da? Da? Uite, da? Apoi, nu încercați să vedeți pentru cei mai noi. Nu încercați să vă feriți cu tirul lui, respectând aceste funcții, da? Ca contactul să fie ușor să îmi protejez părțile care pot fi lovite de acest copac, să mă ridic repede în picioare, în clata de lucru. Apoi în camare, da? Pasă către partenerul, dacă a lovit, da?
astfel de a folosi Taisabaki principiul să scot atacul în afara mea, să ajung în spatele partenerului și să-l dezechilibrez, da? Atât, nimic mai mult, da? Deci... Da? Deci nu-l voi izbi pe partener, da? Deci nu așa, nu așa. N-am de desfac ce-a face, da? Da? Dezechilibru, atât mă interesează. Da? Deci nu este o intrare directă. Da? Da? Deci ar putea să continui. Da? Mișcare. Folosim atac riotetorii, da? Da? Și? Dar de fiecare să spunem să cum mâinile mele, da? Da? Un două mâine în permanență. Foarte important, da? Fără să-l apuc de mână, da? Încă. 1, 2,
Stai să fac. Te-a făcut loc. Da? Stai să fac. Pornesc în tai să fac ca să facă loc aici. Să încep, vă rog, poate încep. Thank you.
Tot timpul trebuie controlat față de până, da? Da? Sus! Nu poate, da? Da? Sus! Sus! Da? 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 Deci, riu de păr, cătate riu de păr. Unu! Două! Da? Încă! Unu! Două! Unu! Două! Unu! Doi! Cinci! Unu! Doi! Unu! Iai! Doi! Da? Unu! Doi! Unu! Ia! Te iau, Michael? Hai! Hai! Da? Cei două seri, una! Un, două!